Pela concessora Doha, depois a mintação passa, né? Se não tiver colégio de mãe, sangue não tiver. Suntem, suntem mulți, suntem oameni din companii. Gabi, Oana, vă rog să vedeți ușa. Și așa cum bine știm și cum bine vedem, nu suntem tot la fel. Încă în momentul în care ești invitat la conferință, citești de pe foaie. Sunt foarte multe motive pentru care, în momentul în care oamenii întreabă pe ce criterii alegeți tipuri în acest conferințe, și încep să spun, e în funcție de conținutul pe care îl are fiecare om. Este în funcție de valoarea adăugată pe care o duce. Este în funcție de capabilitatea speakerului de a completa tema celui de dinainte și de a reuși ca prin 4 sau 5 speaker să reușești să ai un subiect rotund mai multe puncte de vedere. Dar este esențial să nu stai și omul microfon, să nu vii să știi cum să scoi. Și atunci, normal că există niște blacklist-uri care toată lumea le avem și noi. Nu e ușor. Mai ales că în România sunt foarte mulți oameni care consideră că sunt foarte comodiți. Special cei care sunt deja consacrați. Și care sunt foarte supărați că doamna de la Biz, cea rea, îi primește. Da? El mi s-a spus vrăjitoare. Eu le iau ca pe un semn bun. Sincer. Ești bun și ai ceva de spus, chiar dacă nu ești numărul 1, chiar dacă ești noi, ești numărul 2, ajungi și vorbești și ești recunoscut. Trebuie să ai ce să spui și trebuie să ai multă valoare adăugată. Asta e cel mai important. Nu trebuie să faci toată lumea. Și nici să fii drăguț cu toată lumea, să spui că era să ai fost cam. Acesta a fost un al doilea moment de stand-up, ca să nu mă oameni de afară. Să putem să începem sesiunea. Întotdeauna ziua de management este grea din meu de vedere, pentru că la antreprenoriat oamenii vin și vorbesc și sunt foarte porniți și foarte sinceri și foarte direcți, așa cum a fost și Marius. La inovație, din nou, sunt oameni pasionați care fac ei cu mâna lor lucruri și vin și le pun aici pe scenă și cine a fost chiar a văzut cum a venit. El spune cu roboții după el și toată lumea era fascinată și mi-a plăcut. L-am invitat și la următorul eveniment pentru că mi s-a plăcut senzațional ce face. La management, în schimb, tocmai pentru că toți ne dorim schimbare și vorbim manager și chemăm manager și nu doar top manager. Ați văzut și oameni de cer și oameni de middle management. Mai greu. Pentru că oamenii sunt obișnuiți să gândească într-un fel, în fac. Și nu vor să iasă din el, chiar dacă își dau seama că e greșit. Și nu înțeleg de ce. Doar cei care au ieșit din acest tipar au avut succes. Și s-a demonstrat de criză că nu mai merg construcțiile de acum mulți ani. Nu mai merg, nu mai fac față. Și cum așa de frumos a spus, stai că nu mai există zi, Tamian. Când mergeai ceva zile lebit? Dacă 15 ani. Cei care sunt în sală la zilele vis sunt viitorii top manageri de peste 5 ani. A spus frumos, m-am bucurat. Mulțumesc frumos. Începem o sesiune în care vorbim despre cum crești. Și mi-a plăcut foarte mult, din nou, felicitări Marius pentru intervenția ta. Mi-a plăcut ce a spus că e cel mai greu să motivez oamenii care nu vor nimic. Știu și eu cum e, am și o echipă și mi-e greu să vorbesc cu un om care nu vrea nimic. Mi-e greu să motivez un om care nu vrea. Nu am ce să vorbesc cu lucrurile. Dar din păcate, cu foarte mulți oameni din jur cu care ne întâlnim și vorbim, spun, nici nu mai știu ce vreau. Mi s-a întâmplat? Nu mai știu ce vreau, am obosit, nu mai vreau nimic, nu mai bucură nimic. Și dacă inițial eram ok, fiecare om, viața lui, oboseala lui, părerea lui, acum sunt genul în care spun totuși gândește-te ce vrei și hai bătărăște-te dacă vrei ceva, pune-mi așa ceva, că anii trec. Anii trec, zilele trec și uite, se mai întâmplă și accidente și îți dai seama că tu nu vrei nimic și te trebuie acolo lumea tine și te pomenești la 50 de ani. Și nu e o glumă. Chiar
trec foarte repede. Și am spus, vreți să creșteți în companie de voi depinde. Și de aceea am invitat acest panel frumos să vină astăzi să vorbească despre cum crești în companie, ce ar trebui să faci. Și am să deschid panelul. O doamnă, o prietenă, un om care știe ce înseamnă să muncești și să faci echipe și să cauți valori. Un headhunter minunat. Și am să vă rog să întâlnim la pauze, Mădălina Oceanu. Bine ai venit, Mădălina! Mulțumesc! Spune-mi care sunt provocările drumului către top management. Asta e tema. Asta este tema, într-adevăr. Mulțumesc frumos pentru vă rog să stați și pe scenă, dacă vreți, că e pentru voi, nu doar pentru mine. Eu înțeleg sugestiile voastre că ar trebui să le luăm mai degrabă ca pe niște chestii pe care să le urmăm. Așa că mă așez pe scenă, deși nu-mi place foarte tare. Mulțumesc frumos pentru introducerea mea, da? După ce a pus problema așa de frumos, Marta, mi-e și greu să mă gândesc la cum o să fie prezentarea mea. Pentru că se dează așteptările foarte sus. N-aș vrea să fie o prezentare, cu mai degrabă o discuție. De cum să ne-am pregătit câteva materiale, așa ca să ne mai de pornire. Mesajul pe care vreau să transmit astăzi este că ne ascundem după vorbe. Pentru că vorbim despre management și despre leadership și despre concepte care, de fapt, ne ascundem din natura umană. Așa că tema prezentării mele de astăzi este oamenii din fața rolurilor, nu oamenii din spatele rolurilor. Pentru că tendința este, poate nu întâmplător, să vorbim despre oamenii din spate, ei ar trebui să iasă în față. Mă gândeam apropo de, și vorbeam în pauză un pic, apropo de cum am evoluat noi ca piață de persoanilor, cred că și în privința asta am început să evoluăm. Am văzut din care ne raportăm la niște roluri. Dar înainte de a trece mai departe, vreau să văd câte persoane din sală sunt în poziție de management în momentul ăsta. Ok. Și cât își doresc poziție de management. Și mulțumesc frumos. Am și eu nevoie de câteva păreri. De la cei care își doresc o poziție de management. De ce vă doriți o poziție de management? Nu găsește nimeni? Orice părere e bună, deci, doar pe dragul discuției, nu înseamnă că e un răspuns greșit. De ce vă doriți o poziție de management? Pot să spun doream o poziție de management, deoarece consideram că vine cu mai multe avantaje și mă gândeam exclusiv la cele financiare. Nu luam în considerație care sunt responsabilitățile pe care vin cu poziția respectivă. Pentru că avansul responsabilități mai mari pe care trebuie să ți le asumi. Foarte. Mulțumesc frumos. Alte motive? De ce am motorizat poziția de management? Mi se pare unul dintre motivatorii principali. Sincer, o iau mai mult ca pe un challenge. De a face mai mult înseamnă ce? De a schimba lucrurile. De a avea un impact mai mare. Exact. Și asta mi se pare o motivație foarte frumoasă. Mulțumesc frumos. Revenind la ce spuneam mai devreme, apropo de motivație, eu am o vorbă. Lucrez în recrutare din 94. Și în anii ăștia, concluzia pe care o pot trage, sau una dintre ele, cele de care, în general, sunt sigură de foarte puține lucruri. Dar un lucru de care sunt sigur este faptul că nimic nu e gratis. Și că orice înseamnă bani mai mulți sau beneficii mai multe, vine la pachet cu niște responsabilități și cu niște, poate, sacrificii pe care trebuie să ne le asumăm. Și spun asta pentru că am auzit de foarte multe ori oameni, mai ales înainte de 2000, foarte mulți spuneau că vreau neapărat poziție de management, trebuie să ajung într-o organizație în care sigur să pot crește. De ce? Că toată lumea în jurul nostru creștea și dacă eu nu creșteam, înseamnă că rămân în urmă. Ok. Poate să fie și asta o motivație, că de altă parte, timpul a demonstrat că nu este o motivație suficientă. Au fost destul de multe situații în care oamenii, de fapt, și-au dorit să conducă oameni și să aibă echipa lor. Să vă dau un exemplu, perioada fulminantă 2002-2003-2004, în care economia din nou se ambalasă destul de puternic și toată lumea era promovată sau operată dintr-un job în altul pe salarii cu 20-30% mai mari, că probabil că țineți minte de perioada. Am întâlnit o candidată despre care nu puteam să înțeleg, de la care nu puteam să înțeleg, care e motivația ei pentru a schimba angajatorul actual. Eu recunosc că mai încăpățânată de fel, nu? Dacă logica mea nu funcționează bine când încerc să înțeleg un candidat, nu trec mai departe până când nu înțeleg. Și nu l-am convins. Poziția era bună, crescuse în poziție, se schimbă.
paseră lucrurile, adică intrați într-un alt departament în aceeași organizație, se înțelegea bine cu șeful, cu colegii. Și nu reușeam să ajung la concluzia corectă. Într-un final, mergând-o un pic, mi-a recunoscut că are foarte mulți prieteni cu care se vede la bere seara, din gașca ei, care întreabă tot acolo ești. E de râs și de plâns. Eu recunosc că am avut o discuție destul de dură, în sensul de a spune exact ce am gândit la momentul respectiv. Că, după părerea mea, dacă asta este motivația ei de a merge mai departe, faptul că există o presiune socială, și ea există, dar e bine să-i facem față, nu este o motivație suficient de bună. Pentru că în momentul în care vorbim de management, mi se pare că de multe ori, sau în momentul în care conducem oameni, de multe ori, greșelile pe care le facem este pentru că motivatorii au fost bani și doar bani, devin nimic nu-i gratis, pentru că ne presează socialul, prietenii care ne fac e de rău. Că eu numai, pe mine nu m-a promovat nimeni, că nu sunt într-o poziție de management cu atâția ani de zile. Eu recunosc că am zis asta înainte de 2000 deja, că o să știu că ne-am maturizat ca societate în momentul în care o să aud prima persoană care îmi spune eu vreau să fiu doar asistentă. Atât, toată perioada mea. Pentru că prioritățile mele în viață arată altfel. Nu vreau să promovez, vreau să fiu asistentă. Sunt foarte bucuroasă cu chestia asta, mi se pare nimic rușinos în asta. Pentru noi era o problemă și este o problemă. Să fii asistentă era o rușine. E un loc în care intri, dar cred că trebuie să fugi de el. Revenind la asta, e o vorbă din nou care îmi place. Din momentul în care ajungi într-o poziție de management, nu mai contează ce gândești tu. Contează, de fapt, ce gândesc ceilalți despre tine. Eu recunosc că experiența mea personală, în momentul în care am fost promovată, a fost că un an de zile după am primit opțiile. Aș fi vrut înapoi. În poziția în care depindeau lucrurile de mine și nu de ceilalți. Sunt singura care am avut frustrarea asta la prima urcare într-o poziție de management, că stai că dintr-o dată, nivelul și modul în care pot influența lucrurile diferă dramatic de tot ce am știut eu până acum. Pe de-o parte. Pe de altă parte, degeaba mi se pare mie că fac lucruri bune, că nu mai contează ce trebuie. Dacă lor, echipei cu care lucrez, mi se pare că fac lucruri bune, this is it. Vorbim așa de people management, vă spuneam apropo de ascunsul în spatele unor concepte. Sâmbătă am fost la un eveniment unde am văzut un vorbitor care a exprimat o idee la care trebuie să recunosc că și eu subscriu. Apropo de faptul că definirea multor concepte de leadership sau prea multe vorbe a leadership-ului, de fapt este o formă de a ne determina să muncim mai mult. Pentru că definim cam ce ar trebui să fie și ne îndreptăm către un deziderat care nu neapărat întotdeauna e atât de sănătos. Cred că dezideratul cel mai sănătos și asta era și ideea care vreau să mă este să poți crea un mediu în care oamenii să poată deveni cine sunt cu adevărat. Și mi se pare o abordare mult mai deșteaptă, să spunem, și mai normală a unei idei de leadership sau de management, decât să ne ascundem în spatele unor concepte. Câteva din lucrurile pe care le-am remarcat în decursul anilor, am văzut oameni care au fost pe val și au căzut de pe val, alții au rămas jos, alții s-au ridicat la lume. Și când mă refer la a fi pe val, mă refer la modul în care au crescut ca funcție, pachete, număr de oameni în subordine, impact pe care le are jobul lor. Și am stat să mă gândesc în decursul timpului că aș vrea să depistez așa formula prin care se pot identifica din momentul de zero. Nu știu dacă am depistat-o, dar câteva idei cred că am. Diferența a fost făcută de oameni care știu să se conducă pe sine bine. Respectiv să-și controleze cu mare atenție emoțiile și să se dezvolte în permanență. Lucru care presupune automat un nivel de conștiință de sine suficient de bun. Și dacă nu am, mă pot ajuta să mă pornez, respectiv întrebându-i pe ceilalți din când în când cam cum arată lucrurile din punctul lor de vedere. Și nu în ultimul rând, ne jucăm cu visele unor oameni. Pentru că întotdeauna am trăit cu convingerea că venind în recrutare, recunosc jobul pe care îl făceam eu, poate să impacteze într-o manieră foarte pozitivă sau foarte negativă totalul vieții unui om. Pentru că stau la job 12 ore pe zi, 10-12 cu drumul, cum să spunem, deși uneori se stă numai la muncă atâtea ore, înseamnă, de fapt, că indicatorul meu de fericire sau de bucurie sau de sănătate în viața omului este dat de jobul în care mă fi. Și atunci, același lucru se întâmplă și pentru oamenii mei. Cumva, atenție, călcăm pe visele altora, care, într-adevăr, sunt exprimate de multe ori la profesional. Încă un lucru, apropo de partea de management, de fapt, cred că mi se pare foarte important să înțelegem că toți avem aceeași motivatori. Toți vrem să arătăm bine, să ne simțim bine cu noi,
și să facem ceva productiv. Punct. Adică mi-a rămas de mult plătesc pentru mult bun simț și multă logică când vine vorba de oameni. Ne uităm la noi, în primul rând, ca să vedem ce se dă în celorlalți. Și ce s-ar putea aștepta cu ceilalți. Vorbeam mai devreme pauză, apropo de asumare. În ultimul timp, au fost ani de zile, să fie mai fără, au fost ani de zile în care cerințele pe care le aveam recrutat erau foarte stricte. 7 ani de experiență atât. Să vină din industria X. Lucrurile se mai schimbe și din cauza lipsei de resurse. Însă, un alt element important, am lucrat destul de mult în ultimul timp cu organizații cu abordare mult mai antreprenorială. Și atunci, rugămintea pe care o primesc de foarte multe ori de la managerii acestor organizații este pentru un anumit tip de om. Și mă întrebă mai devreme Dragoș, chiar afară, care e caracteristica acelui om? Să fie responsabil. Să-și asume. Cred că principala caracteristică este, am zis că fac ceva, apoi trec 6 luni, trece un an de zile peste asta, eu n-am uitat ce am zis că fac. Și măcar dau un update și mă studez să fac ce am promis să fac. Cred că dacă am zis să o rezum la o responsabilitate, sau o caracteristică, cam asta ar fi. Poate vor suna ca niște adevăruri general valabile, dar uitându-mă și la echipele cu care am lucrat și la managerii pe care am recrutat, câteva dintre principiile, să spunem, care cred că ar trebui să ne coordoneze în ce facem, nu pot să de management sau nu. Sunt astea. Respectiv, respectul nu este garantat și se câștigă. Cu fiecare pas. Și se pierde foarte ușor, dar se câștigă cu fiecare pas. Încă un lucru care ia reține de 7 ani de acasă, poate și de principii de bază. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și cred că oricine a avut situații delicate într-o echipă știe cu siguranță la ce mă refer. Pozițiile de management în sine presupun că rolul meu este acela de a mă da un pic în spatele echipei care lucrez. Dispare concentrarea pe sine, deși pare că dacă eu sunt lumina reflectoarelor, nu. Trebuie să fie echipa în lumina reflectoarelor. Și încă un lucru care cred că e important și de aprecia, bunul simț, n-am știut cum să traduc în română, common sense is not so common. Bunul simț nu există în abundență. Și ca atare, ca să avem în echipă oameni care au apărat bunul simț, cred că trebuie să răspundem sau să pornim, să nu noi de la sine același lucru de la început. Și o să închei, că ne apropiem de final. În momentul în care evaluez un manager, unul din lucrurile care mă interesează cel mai mult este ce s-a întâmplat cu oamenii lui. În timpul în care el era manager sau după ce a plecat din acea poziție. Nu știu dacă vă puteți face, să spunem, evaluarea asta acum, dar cred că ar merita totul. Cine ce a devenit după ce a lucrat cu mine? Apropo de a ne asuma mai multe și la un impact mai mare, principalul impact pe care putem avea într-o poziție de management este asupra oamenilor. M-ar da probleme de lume de liste. Eu recunosc că am o listă la lucru. Și nu m-am cap, am și pe hârtie. Oamenii din interviuri vorbesc pe manager care i-au influențat. Nu trebuie neapărat. Menționează oameni pe care i-au ajutat în carieră. Și se pare remarcabil, mai ales că se întâmplă cu des oameni din diverse zone sau care n-au lucrat cu omul de niște ani de zile și care încă își amintesc ce influență pozitivă a avut asupra vieții lor, lucrul cu acel individ. Eu mi-aș dori să fie cât mai mulți pe listă. Vă mulțumesc frumos! Aș vrea să vă rog, dacă sunt întrebări, să începem și întrebările și răspunsurile. Și am să încep eu prima. Eu am un întuneric. Și trebuie să mă întrebare grea, știi? Ca să te pregătesc în ei. Sunt foarte mulți oameni în top management, în middle management mai mult, care au o poziție într-o companie, marketing, de obicei. Și pleacă dintr-o companie în altă companie, o poziție chiar mai sus. Deci n-a avut deloc omul respectiv niciun rezultat. Ce în compania respectivă, după un an, maxim 2, pleacă din nou în altă companie, unde din nou nu are rezultate. Sunt mulți oameni, să vă, care știu și știm și am vorbit pe subiectele astea și nu sunt mulți oameni. Adică se știu acești oameni pe lații. Și cu toate acestea, headhunter îi recomandă și după alți 5 ani, omul respectiv ajunge aproape VP într-o altă companie, un salariu și mai mare, o poziție și mai mare, și el fiind același. De ce se întâmplă așa? Adică mi-a plăcut cum ai spus, oamenii mulți, oameni responsabili, când cer și caută.
Dar de ce să nu v-ați văzut? Sunt multe, din păcate. Știu. Și apropo de un răspuns, o întrebare grea, un răspuns greu. Părerea mea este că, până la urmă, contează impactul pe care fiecare din noi vrea să-l aibă. La nivel personal, e vorba de valorile individuale. Eu, sincer, cred că organismele numite corporații funcționează destul de ușor și în prezența unor oameni mai puțin competenți în anumite roluri sau care fac niște greșeli majore. Pentru că am văzut în decursul anilor oameni care au făcut greșeli majore, au plecat din acea poziție, corporația a rezistat. N-am văzut nicio corporație, ok, avem câteva exemple unde CEO-ul a fost cel care a făcut niște greșeli majore. Dar în rest, cred că există și un ecosistem care ajută ca unele lucruri să se întâmple. Acum, de ce se întâmplă în anumite situații ca managerii de genul ăsta să aibă succes, este pentru că we also manage impressions. Pentru că sunt situații în care ce contează este imaginea și eu trăiesc cu convingerea, e adevărat că m-a contrazis realitatea de câteva ori, dar până la urmă toată lumea are un prag de sus. Acum, cât de sus ești când dai cu capul de el, cu cât ești mai sus, poate va dura mai tare. Poate, dar nu? Ar fi bine să fie tață. Vă rog, dacă trebuie să mai... Să te aud, să nu mergă, te aud, dragă, Iulie. Mădălina, în ultimii ani, ai observat cumva o îmbunătățire a procentului al celor care să dau acel pas în spate și își asumă ceva mai mult echipa, își asumă responsabilitatea. E o responsabilitate să ai o echipă. Este. Și am remarcat asta pentru că n-a fost altă soluție. Au fost măsuri, au fost forțat să fac asta. Dar mi se pare lucru bun, că din obiectiv să poti și niște lucruri bune. Da, sunt manageri și au ieșit la suprafața managerii care au într-adevăr echipe care cred în ei. Deci procentul de asumanță a crescut. Mie așa mi se pare că procentul de manageri asumați a crescut pentru că nu s-a mai putut altfel. Din diverse motive, până la urmă, e vorba de o presiune psihologică care există peste noi toți. Și peste angajați și peste manageri în egală măsură. Pe de altă parte, și la suprafață oamenii care au făcut ca această presiune să se verse nepermis de mult asupra echipei. Și ce vom vedea, de fapt, peste ocean, procentele erau îngrijorătoare. Că numărul de oameni care vor începe să plece când au unde să plece, din cauza acestor abordări tip bullying, o să crească la un moment dat așa, dramatic. Cred că încă nu suntem acolo, dar ne apropiem și fel de peste ocean spun că employmentul este în scădere dramatică acolo, vine și peste noi, peste un an, doi. Și atunci o să vedem, o să mai avem niște feedback-uri despre care să managerii buni din viață și care nu. Ce se caută în momentul ăsta? Calități, mă refer. Ce se caută? Primul lucru de care îți spuneam era responsabilitatea, asumarea. Un altul este, într-adevăr, energie, nivelul de energie. Capacitatea de a gândi niște soluții și de a le implementa. Adică, mie mi se pare că ține doar de cât îți folosești mintea. De fapt, cu adevărat, în momentul ăsta. Da, cum vreau să vreau să continui. Se caută o anumită vârstă? Da. Să fie un număr partea. Deși discriminările nu sunt permise, el a existat într-o manieră mai valată și există și peste ocean în orice, toate formele posibile. La noi, la un moment dat, până în 2000, multe din criteriile nespuse erau până 30 de ani. Criteriile de care ne lovim acum, fără a fi neapărat limitative, dar este o preferință către persoane până deci mediile au crescut, adică se pare un pas înainte, probabil că e o chestiune doar de timp care lucrurile să mai evolueze, dar există ușoare subiectivisme. Ce aș vrea să zic, apropo de asta, subiectivismele sunt cele noastre, ale fiecăruia dintre noi. Adică nu putem chiar să arătăm cu degetul la cineva. Pentru că hai să ne uităm noi, că suntem în poziția de a recruta. Îmi asum responsabilitatea să iau pe cineva care acum este la 50, să spunem. Și dacă nu, de ce am rezervat asta? Pentru că exact așa erau înainte, când m-am străduit ani de zile să conving clienți, că peste 30 și nu e nicio problemă. Nu că au fost părinte și foarte mult vechi. Era înainte de 2000. Și asta era limitare. Nu cred că toată lumea era spălată de trepte cu un sistem, dar vadă că foarte mult s-a adaptat. Cam așa e și acum. Că trebuie să mai trecem un prag. Așa. Știu că s-a făcut și un studiu despre de ce oamenii care sunt foarte buni pe partea profesională nu reușesc să vorbim de carieră. Care este punctul
tău de vedere, nu știu, trei motive principale sau trei probleme pe care le-ar avea oameni foarte buni ca profesioniști, dar care totuși nu reușesc să avanseze. Prima, cred că e un management al emoțiilor lor, modul în care reacționează în situații de presiune face o diferență. Al doilea, cred că ține de modul în care știu să comunice cu ceilalți. Pentru că, până la urmă, poți să fie excepțional, dacă nu intri un colț acolo, un nedescoperit și nu reușești să interacționezi, să creezi ceva cu folos până într-un final, degeaba ești foarte bun. Și, în ultimul rând, cred că orientarea către a produce ceva consistent, către rezultate. Eu n-am văzut o organizație în care un om care e bun, se înțelege bine cu restul, reușește să agrege niște forțe în jurul lui și să implementeze niște proiecte, să nu aibă cale deschisă în carieră. Poate că arătați voi una, dar e una cu una. A fost mai devreme în salonul speaker, corporatist, în care o corporație în care, în mod normal, se avansează foarte frumos, exclusiv pe baza merită, pardon, se avansa. Nu se mai avansează în același stil, pentru că am avut perioada aceea în care nu se găseau oameni. Și au ajuns oameni să spunem, nu neapărat talentați. În poziții cheie care nu permit creștere. Okay. Și este păcat. Foarte posibil, dar să nu uităm că politica n-a fost inventată în România. Dacă îmi permiteți. Și la nivel de corpuri, politica n-a fost inventată în America. Mulțumim pentru întrebări și pentru tema de lumea, care a venit la 10. Trecem la o situație care este foarte rară în viață, să reconstruiești business-ul, să încerci să repui piesele la loc atunci când ele nu mai merg. Și am să vă rog să trecem la pauze pe Gabriel Mureșanu, managing partner al Ornes Power Consulting, care a reconstruit RPC. Da? Mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit. O să stau aici pentru că în mijloc de ce vorbesc. Mulțumesc pentru invitație. Rolul meu astăzi, în 15 minute, să vă fac o prezentare, să vă împărtășesc experiența mea de CEO aproape de 3 ani de zile pentru reconstrucția firmei RTC Profis Experience. Este divizia de distribuție B2B din grupul Rad Octavian, nu știu dacă mai știți, care a fost vândută în 2011, în noiembrie, către fondul de investiții Oresa Ventures. Eu am intrat în business în 2012, septembrie, deci la ceva vreme după ce fondul de investiții a cumpărat acest business. Eu m-am format în corporație, am 14 ani de cont în Vodafone, așa că știu foarte bine ce politică se face în corporație. Dar m-a ajutat foarte mult această corporație și vă spun sincer, mai ales pentru la Conex, când acționarii erau canadieni, și am învățat ce înseamnă să investești în oameni și ce înseamnă să investești mai ales în credere în oameni. Eu am reușit să fac această reconstrucție în 2 ani și 7 luni, datorită oamenilor pe care i-am avut. N-am făcut singur această reconstrucție, lor trebuie să le mulțumesc, pentru că ei au dus greu. Ce am învățat în aceștia 3 ani? Am învățat că orice business ajunge în declin, mai devreme sau mai târziu. Și sunt 3 motive principale. Două sunt niște fenomene fizice cunoscute. Unul este inerția, da? Știți foarte bine ce înseamnă puterea obișnuinței. Deci o să vă spun și un banc. Ai senzația că tot ce faci, faci bine. Și acum și peste 10 ani. Este entropia. Toată lumea începe să facă de toată energia, se disipă, nu mai ai focus și nu mai faci nimic decât mediocritate. Și trei, motivul pentru care a apărut această criză pe care o știți în 2008, este lăcomia. Ori a antreprenorului, ori a managerului din bancă, ca să-și ia un bonus gras la sfârșit de an. Știți foarte bine. Aceste motive le-am găsit în numai RTC și în alte firme, pentru că acum atrag către mine firme care trebuie reconstruite și am ocazia să am alte proiecte în direcția asta. Peste tot întâlnesc trei lucruri care mi se spun. Nu o să ai nicio șansă, nu o să reușești decât dacă recrutezi oameni din industrie, ceea ce s-a dovedit mereu fals și este o greșeală să vrei să recrutezi numai din industrie. Și al treilea motiv este, nu o să reușești, le-am făcut și noi pe acestea în trecut și nu am mers. Da? Deci cam toate firmele au încercat la un moment dat să nu mai
târziu, au avut idei inovație, dar nu le-au dus la capăt. Nu au avut acea calitate în execuție și acel finish. În această industrie, despre care nu știam nimic, am venit din corporație după 2 ani de consultanță, care să învăț foarte mult de la acești oameni care erau pasionați în business de 15 ani de zile, așa cum eram eu în Telecom, și nu vreau să plece din industrie. Este o industrie foarte frumoasă, papeteria, dacă o știți, lucruri foarte frumoase, colorate, da? Eu când începe școala, e o plăcere. Și să știi 14.000 de SKU-uri și să faci stock management la 14.000 de SKU-uri, nici acum nu le știu pe toate. Aveam noroc, aveam oameni care se pricepeau la treaba asta. Și nici nu m-am propus să le toți pe toate, că nu aveam timpul necesar. Industria era în cădere, deci în 2008, când a venit criza, când a apărut acea problemă datorită lucomiei, business-ul s-a dus în 5 ani de la 65 de milioane la 24 de milioane când am intrat eu în business. Am avut această oportunitate, fondul a avut încredere în mine, datorită proiectelor din trecut. Trebuie să recunosc că nu mi-a fost ușor, pentru că nimeni nu mi-a dat nicio șansă, deci toată lumea spunea că nu o să reușesc. Ești conștient în ce te bagi, pentru că am mai fost vreo 3 CEO înaintea ta, în interval de 4-5 ani. Noroc că mă motivează provocări și aveam nevoie să pun în practică ceea ce am învățat în această corporație Comex Vodafone. Toată industria este fragmentată, sunt foarte multe business-uri de familie, sunt antreprenori, cam toate business-urile sunt în cădere, de 5 ani de zile, nu numai în România, și afară, pentru că, practic, consumul de hârtie pe care se bazează această industrie scade vertiginos datorită digitalizării. Am uitat să vă spun bani cu inerția, cum am înseamnă. Deci toată lumea era disperată în industrie, toată lumea, mai ales la evenimentele internaționale la care mergeam, era o tristețe totală, un pesimist total. Așa am început acest mandat. Inerție. Bancul pe care vreau să le deține și care mi-a plăcut foarte mult. Și încerc să mi-l aduc de vreo să pot aminte. Doi pești notau într-un ocean, într-o direcție. Triști. Doi pești vesel din cealaltă direcție merg către cei doi triști și îi întreabă: ei băieți, ce faceți astăzi? Cum este apa? Trec 5 minute și unul dintre cei triști îl întreabă pe celălalt: ce-a pus să spună? Ce e apă? Fără să ne dăm seama, mediul înconjurător în care ne aflăm devine o obișnuință și nici nu ne mai dăm seama ce facem bine sau ce facem prost. Suntem pe automat, mai este manual și există acest nu mai este acest control de a te adapta la realitatea de business în care te afli. Odată ce se schimbă mediul înconjurător, dacă nu te-ai adaptat, ai murit. Cea mai mare problemă într-un business în declin sunt oamenii, sunt demotivați, sunt triști, nu mai am credere în succes, nu mai am credere în ei, în viitor. Asta a fost cea mai mare provocare, să le redau această încredere, acest optimism în ceea ce înseamnă reușita business-ului. Și baza de clienți în scădere, normal. Clienții pleacă atunci când nu ești în stare să livrezi, să ai o calitate a serviciului, da? Și mai ales că a apărut problema de preț, știți foarte bine. Deodată clientul a avut și calitate foarte mare și prețul cel mai mic, da? Care în timp a scos o grămadă de putere de la ei. Și o grămadă de proaste practici și multă corupție în ceea ce înseamnă piața de business în România, dar nimeni nu vorbește despre ea. Că veneam mai crescut. Am reușit împreună cu oamenii mei 2 ani de creștere, 5% în 2013, 15% în 2014, baza de clienți cu 30% crescută, baza de key accounts cu 30%, dar cel mai important, o reputație câștigată în piață, dacă noi vorbeam cu orice furnizor pentru distribuitori de papeterie din piață, toți erau impresionați de ce a făcut pe trecem în piață, și bineînțeles o echipă motivată și optimistă, asta a fost cea mai mare satisfacție. Cum am reușit să fac acest lucru? Asta e a doua prezentare care o fac, nu că am îngrăbesc, că am dat un sfert de oră. Prima prezentare am făcut-o la elementul de la Business Drive, am avut 2 ore. Sunt 2 slide-uri pe care le-am și pe care vreau să le transmit ca și sfaturi esențiale, așa cum le-am distilat eu după această experiență. E partea hard și partea soft. În orice organizație care este în declin, pentru că oamenii sunt cei cu care poți să faci treabă, da? Oamenii sunt cei care trebuie să facă execuția și să te reprezinte la client. Este cultura de organizație. Iar cultura de organizație, dacă vă uitați pe internet, sunt o grămadă de articole de cum cultura mănâncă
la micul dejun strategia PP. Da? Deci toată lumea vorbește de cultură organizațională, dar una este teoria, asta este practică. Ce am învățat eu de la cei care m-au învățat business în Conex, mă interes, este partea asta de valori și de principii pe care trebuie să le comunici cât mai des și să le pui în practică. Cu alte cuvinte, să arăți care sunt regulile de conviețuire, să arăți ce este apreciat și se laudă și să arăți ceea ce nu se acceptă. Iar când ceva nu se acceptă, trebuie penalizat. Trebuie să ai tăria necesară să nu mai lași lucrurile să se ascundă sub preș sau scheleții să se ascundă în dulap. În orice business în declin, din păcate găsești o grămadă de lucruri băgate sub preș, grămadă de scheleți în dulap, toată lumea se acuză între departamente, dar toți au impresia că fac treaba bună. În această cultură de organizație, pe scurt, înseamnă o filozofie sănătoasă de conviețuire, da? În care oamenii să fie apreciați, iar managementul să accepte responsabilitatea, ceea ce înseamnă recrutare și dezvoltarea oamenilor. Nu să mai dea vina pe HR doar că nu i-a recrutat un om bun sau că nu i-a dezvoltat. Când am venit în acest business, și nu e singurul business de genul ăsta, managementul avea impresia că este strălucit și le dau vina pe cei din front line că ei nu confirmă, ei sunt de vină. Da? Dar managerul a recrutat, el este responsabil de dezvoltarea omului respectiv, de monitorizare, plan de acțiuni, motivare și așa mai departe. Deci, în afară de acest sistem de valori și de principii, această filozofie sănătoasă, trebuie foarte mult lucrat cu această echipă de management. Pentru că ea este cea care transmite mai departe această cultură de organizare. Și ai nevoie de timp. Ai nevoie să promovezi aceste lucruri, trebuie să treacă din experiența mea. Deci în business-ul ăsta am văzut deja primele rezultate pozitive, trebuie să treacă cel puțin un an. Și până să învăț business-ul, dar și până ca oamenii să înceapă să schimbe modul de gândire și implicit și de acțiune. Restructurare și reenergizare forțe de vânzări. Bineînțeles că vrei să dai oameni afară, bineînțeles că vrei să recrutezi și să recrutezi și de la concurență, da? Dar bineînțeles că trebuie să-i înveți cum să facă business-ul și să le setezi un standard, da? De la care să nu există compromis. În business în declin, oamenii au senzația că vina e din piață, e de la concurență, că ei n-au ce trebuie, n-au prețul bun, n-au produsele bune și așa mai departe. Totul este, tot secretul este să fii capabil să-i concentrezi către zona de control și influență, către ceea ce pot ei să schimbe în jurul lor. Da? Și se poate face pas cu pas lucrul ăsta în mod pragmatic. Bineînțeles că trebuie să tai din costuri, pentru că modelul de costuri trebuie să fie un pas cu realitatea de business. Business-ul se face în prezent. Da? Altă problemă un business în declin este că oamenii gândesc în trecut. Au acea nostalgie a trecutului și le foarte greu să se adapteze la prezent. Din cauza asta trebuie să aduci oameni noi, nu numai în frontline, dar și în echipa de management, ca să ai factor de schimbare, să vină idei noi, să existe oameni care să facă propuneri de altfel. Da? Și să negociezi cu furnizorii mult mai tough, ca să poți sta din costuri. Obiective și comisionare. Nu mai contează cât vinzi, contează ce vinzi și cum vinzi și cui vinzi. Deci, cu alte cuvinte, nu mai este orice client bun pentru business-ul tău, nu mai merită să vinzi orice din portofoliul tău de produse. E bine să vinzi către clientul profitabil și produsul profitabil, în primul rând. Pentru asta trebuie să faci un plan de bătaie și să aliniezi obiectivul cu sistemul de compensare, da? Bonus sau comisiune. Se întâmplă o minune. Comportamentul total se schimbă, oamenii își petrec timpul altfel. Să uită în alte direcții, dacă această sincronizare se face foarte bine. Dar atenție, nu este ușor. Ne-a luat un an de zile să construim acest sistem. E un business și foarte complex, cu 14 de produse. Deci un an de zile să gândim, ca să cuprindă toate elementele și să-l aprobăm în bord, bineînțeles. Altfel, dacă n-ai grijă și faci o schimbare de genul ăsta majoră, 100 de oameni de vânzări, s-ar putea să generezi niște costuri foarte mari în business. Trebuie foarte multe simulări. Reinventarea modelului de business. În orice situație dificilă, când ai o problemă și trebuie să rezolvi ceva, primul lucru la care vă recomand să vă gândiți este că ceva trebuie făcut diferit. Ori voi, ori cei din jurul vostru, ori în piață ceva trebuie făcut diferit. Da? Bineînțeles că trebuie să oprești și prostiile care le faci sau ceea ce trebuie să faci, trebuie să faci mai bine. Da? Trebuie să aduci ceva diferit în business ca să generezi surse noi de venit. Da? Să poți să aduci mai multă valoare și clientului și business-ului implicit.
ceea ce am reușit să găsim aici, sunt două chestii. Am reușit să conturăm o cauză nobilă pentru business, deci am găsit un program foarte frumos numit Schimbă o viață, cu SOS Atele Copiilor. Am luat în spate niște furnizori și practic am făcut o gamă de produse care odată vândute, pentru fiecare produs vândut, furnizorul pune 1 leu, RDC-ul pune 2 lei, ca să putem să dăm rechizite copiilor în fiecare an de zile. Credeți-mă, fenomenul a fost fantastic de mobilizare și cine dădea pachetul de rechizite la copii? Cine credeți că dădea fizic, față în față? Oamenii de vânzări. Da? Deci se ducea proiectul de la design până la implementare, da? Ca responsabilitatea la unii de vânzare. Le-a plăcut atât de mult și s-au mobilizat pentru că au avut un scop de un business. Pentru că este un business foarte negustoresc, mercantil. Da? Oamenii s-au bucurat să aibă o cauză nobilă în business. Doi, partea hard de business, ca și reinventare. RTC-ul era un furnizor de office supply. L-am transformat în furnizor de office and workplace supply. Da? Adică nu doar ce e nevoie la birou, dar ce e nevoie la locul de muncă. Adică tot ce înseamnă ambalaj, tot ce înseamnă curățenie, protecția muncii și așa mai departe. Comunicarea directă cu piața și cu baza de clienți, această categorie a devenit numărul 1 din gama de produse RTC. Deși, în continuare, RTC este cunoscut ca și core business de papetării. Da? Oamenilor de vânzări nu ne-a venit ușor, vedeți-mă, să vândă hârtie gen. Ca și produs față de ce îi dau înainte, produse de curățenie sau protecția muncii. Schimbarea și reticența nu a fost mare, schimbarea nu a fost ușoară. Însă, dacă lucrezi la nivelul de sistem de comisionare și comunici direct cu piața, ca să generești cerere de la client către business, lucrurile în timp se schimbă. Deci am reușit să schimbăm, practic, și motivația lor pentru business, pentru această cauză nobilă, dar și printr-o nouă categorie de produse, care a generat un venit foarte important în business și, practic, a transformat acest furnizor de cutii, pentru că depozitul este un depozit automatizat, este foarte scalabil, deci poți să consolidezi, să duplezi, să duplezi business-ul, ca infrastructura logistică duce. Asta și cumpărat, practic, fondul de investiție acest business, pentru că are potențial de creștere. Deci ceva trebuie făcut diferit. Altfel, n-ai cum să obții rezultate mai bune. Partea soft. Deci eu am disimilat această filozofie, care, bineînțeles, este la nivel de teorie. Știți foarte bine că practica nu moare. Pe mine asta mă ajută în business, în execuția de business în fiecare zi. Ce am observat la noi la români și implicit și la mine, când am fost educat de managerii mei mai mult, cea mai mare problemă este cea de disciplină, care cum am observat și în integritate și în acea asumare a responsabilității. Disciplina de a livra la standardul pe care ți-l dorești. Să te ții de planul pe care l-ai și să finalizezi. Disciplina asta nu avem în educație ca popor, dar se poate construi. Numai din disciplină, mai ales când business sunt de clin, unde oamenii sunt demotivați, deci clar sunt de disciplinați, din pe la 10 la greu, 11 la greu, deci clar nu mai există disciplină. Numai din disciplină, când business sunt de clin, o să crești cu 10-15% performanță. Dar disciplina trebuie să plece de la lider, de la manager. Trebuie să fii un exemplu, pentru că altfel nu poți să ceri ceva ce nu dai omului respectiv. Venitul la 9 dimineața, de exemplu, la birou, era o poveste când am intrat în business. Nu exista așa ceva. Nu venea nimeni la 9 la birou. Sau să pună o întâlnire la ora 9, era o supărare fantastică. Echipă. Noțiunea de echipă, puternică, unită și mai departe, e un clișeu deja. Dar, credeți-mă, pune în practică lucrul ăsta este ceea ce face diferența cu adevărat pentru cei care au succes. Iar echipa înseamnă focus pe soluții, nu pe probleme și să știi să angajezi oameni mai deștepți decât tine și cu competențe complementare față de tine. Asta este secretul de a face echipă. După ce ai făcut tot ceea ce nu este ușor, e adevărat, trebuie să aduci un element de curaj în businessul respectiv. Dacă vrei să faci ceva diferit, trebuie să ai curajul să îndrăznești și să faci ceva diferit. Mai ales când oamenii spun, nu o să meargă. Nu cred, sau am încercat și nu a funcționat. Curajul este o decizie, da? Pe care trebuie să o iei. Și trebuie să o arăți către oamenii tăi că poți să faci lucrurile respectiv. Dacă ai disciplină și curaj și ți-ai făcut echipă,
După aia apar și celelalte elemente. Apare inovația, creativitatea, oamenii sunt motivați și transmit mai departe către frontline, către toată echipa, da? Să se implice, să vină cu idei, să facă ceva diferit în business. Și atunci, ca șef de echipă sau de firmă, poți să dai doi pași în spate, da? Să te uiți în zare, cum îmi place mie să spun, să-l vezi pădurea de copaci, să poți să faci strategie, să vezi ce e important în business, dacă direcția e bună. De cele mai multe ori, trebuie să luate decizii, asta nu mai fac. Deci dacă o firmă nu are clar transmis către oamenii de vânzări, în mod special, asta nu facem, sau la clientul ăla nu merge, nu are strategii internetului. Dacă oamenii de vânzări fac de toate, sau vor să facă de toate, sau se ducă la toți clienții din piață, e greu să ducă la toți clienții. De fapt, firma respectivă nu are o strategie clară. Sau dacă o are, nu are comunicată cum trebuie. Încredere. Mi s-a reproșat întotdeauna, mai ales în corporație și mai ales pe una Vodafone, mai că am spus-o, că am încredere prea mare în oameni. Așa am fost învățat pe vremea acționarilor din Codex. Dar pe mine asta mă ajută și mai mult, pentru că dacă arăți încredere unui om, bineînțeles, dacă ai recrutat cum trebuie, potrivit pentru rolul respectiv, după ce dai aia și primești, oamenii au încredere în tine, în viziunea ta, în planul pe care îl faci, și atunci lucrurile merg, când există o relație bazată pe încredere reciprocă. Dacă ai arăți omului de vânzare, mai ales, nu mai vorbesc de back office, că nu ai încredere în el, că tu crezi că el face greșeli, sau că nu e în stare, sau că fură, efectiv, la ia decizii greșite în business, dacă ești transmis lucrul ăsta, până la urmă, nu ai avea face. E dovedit lucrul ăsta. Odată ce ai această încredere către oameni, adevărat, trebuie să ai sisteme de control și să verifici lucrurile, da? În paralel, ca să vezi dacă guvernanța este in place, să nu apară furtul și așa mai departe. Dar ele se pot face în paralel foarte bine. Da? Una ține de management de oameni, alta ține de management de sisteme. Sunt două chestii care conviețuiesc foarte bine. Dacă nu dați încredere oamenilor și nu transmiteți încredere în succes, un business în declinare cum să fie întors. Asta m-a ajutat cel mai mult, am avut această încredere. E adevărat că am avut încredere reușită datorită felului în care m-am format, sau m-au format alții, și datorită faptului că am avut în urmă proiecte de succes. Și atunci am avut această încredere în succes. Deși la început nu știam cum o să ajung la acel succes. Dar mental am transmis acest lucru către oamenii mei. Iar partea de energie, încrederea și energia, de obicei, sunt două atribute care apar într-o echipă care funcționează bine. Atunci când oamenii sunt uniți, își dau sfaturi în celălalt. Dar energia, într-un business în declin, credeți-mă, trebuie să investești atât de multă energie, mai mult decât într-un business normal. De ce? Pentru că tu trebuie să tragi emoțional toți oamenii după tine. Trebuie să fii prezent și la furnizor, și la client. Trebuie să vorbești cu oamenii. Acel management by walking around funcționează cel mai bine aici. Deci trebuie să fii peste tot, nu numai ca să transmiți energie și optimism, dar să și simți piața, să-ți dai seama ce se întâmplă acolo. Că dacă ai un business în declin și mai vrei să faci și business din turnul de feedback, s-a terminat. Da? Adică doar din teorie sau din informații truncheate ajunse. Pentru că în orice business care mergeți, dacă este în declin, și puneți o întrebare, două întrebări. De ce merge treaba acolo? Sau de ce nu merge treaba acolo? Nimeni nu o să dau un răspuns clar. Sunt cele mai două grele răspunsuri care pot fi date. Și ultimul slide, și l-am depășit. În afară de satisfacția cu echipa motivată și reputația în piață, mai așa această satisfacție. Deci, în fiecare an există o nominalizare în piața asta de papetărie, de distribuție de papetărie. RTC a fost nominalizat în 2014, alături de Amazon, după cum vedeți, și Greco, care e numărul 1 european. Și acel cool look care el a câștigat este un online. Da? Deci este nou mod de a face acest business. Greco și RTC-ul sunt old school, da? Old style de a face business pe distribuție de papeterie, iar Amazon și cool look sunt online. Dar am fost nominalizat, n-am câștigat, dar am fost nominalizat. De ce? Pentru că am fost printre puținii distribuitori de papeterie, în Europa, care au creștere. Restul acum se vede de business. Mulțumesc și mult succes! Mulțumim!
Felicitări în primul rând pentru ce ați reușit cu RPC ProOffice. Am fost furnizor și știu că ați mă aproape. Tot respectul pentru ceilalți vorbitori, m-au atins, cel mai mult m-au atins și a spus pentru că am lucrat 14 ani într-un business asemănător, care, by the way, n-a putut fi salvat, a fost închis. Și m-a interesat, în primul rând, dacă ați, când ați acceptat jobul de CEO acolo, ați venit cu echipa nouă de manager, asta ar fi prima întrebare. Și apoi, eu sunt de partea cealaltă baricadă, eu eram unul dintre oamenii din frontline care trebuia motivat. Cum ați reușit să motivați oamenii din front? A fost cu biciul sau cu zăpărul? Prima întrebare a fost legată de... Dacă ați venit cu echipă... Nu complet. Am adus parția CFO, HR și ceva în vânzări. Dar marea majoritate a oamenilor din echipa de management au rămas oameni vechi. Da? Deci marea majoritate. Deci o treime au fost oameni noi. Dar marea majoritate au oameni vechi. Într-un business atât de complex și cu multe învăligături, cum place mie să spun, dacă nu te folosești de cunoștințele oamenilor vechi să înțelegi și să înveți business-ul, n-ai cum să faci nimic. Deci oamenii din business care au și pasiunea și ei își doresc cel mai mult să ajungă la succes, numai că nu mai cred în succesul respectiv. Trebuie să ai o combinație. Dar marea majoritate trebuie să rămână din oamenii vechi. Cred că e o greșeală să-i schimb pe toți. După trebuie să lucrezi cu fiecare din cei vechi, ca să fie să-l implici când mai mult în business și să arăți ce are de făcut. Dar întâi investi de la ei. Deci vreme de 3-4 luni, poate chiar 6, eu sunt văzut de mult. Oamenii de vânzări, sunt foarte emoționali, ei trebuie zborbiți. Și un manager de vânzări nu e manager de vânzări dacă nu-l ajută pe omul lui să-și facă un plan de acțiune concret, unde trebuie să ducă în piață, cum. Deci i-am ajutat foarte mult cu programe de marketing, de segmentare, targetare, programe promoționale, pe care am dat și un set de unelte și le-am învățat, i-am învățat cum să facă business-ul respectiv. Da? După care, bineînțeles, apare partea de soft skills din vânzări, de convingere și așa, așa mai departe. Deci trebuie să investești în ei și încredere și unelte, da? Încredere, unelte și să-i dezvolți pe partea de competențe de soft skills, trebuie să le faci pe toate trei. Pentru că degeaba omul respectiv are unelte, știe produsele, adică are cunoștințele de bază, dacă el nu știe să se relaționeze uman, nu are putere de convingere, nu trece peste obiecții, trebuie să ai pe toate. Un sistem de bonusare nou? Da. Mulțumesc. Ar trebui să avem un particular în studia asta. Dar nu pot să vă dau lucruri confidențial. Da, da, da. Mai era un am eu o întrebare pentru tine, Gabi. N-am reușit să te întreb atunci când ai avut prezentarea extinsă la noi. Cum ai reușit, dacă ai reușit, să restabilești cât de cât prestigiul în piața al RTC-ului, care nu era unul foarte bun în acea perioadă? Deci am plecat cu un mesaj foarte clar, puternic și cu evidență concretă către bază de clienți că RTC-ul este un alt RTC, alți acționari, altă strategie, altă politică comercială, o nouă echipă de management, da? Mult mai în favoarea clienților, care le dădeam dovezile concrete. Da? Adică am acceptat că am greșit în trecut, suntem alții, de aici înainte învățăm din greșelile noastre, de aici înainte o să fiți mulțumiți de RTC. Deci, pur și simplu spun adevărul, redirecționăm discuția către viitor și ce va însemna colaborarea între RTC și ei pentru viitor. Ala așa, mulțumesc mult! Mulțumim frumos, Gabriel! Deci, dar mai trebuie și da! Haideți să vedem acum cum crești de management în 4 pași. Și eu Octavian Bădezu, de la Sendei, curier, e un lucru de noi. Ca de obicei, am mai așteptat de la tine astăzi. Spune-ne, cum crești 4 pași? În 6, de fapt. Sunt Octavian Bădescu și sunt antreprenor. Sunt fondator și acționarul companiei Sindei Curier. Și cred că cea mai potrivită manieră pentru mine și probabil cea mai utilă pentru voi
în a aborda această temă ofertată este să vă povestesc în câteva cuvinte cam cum am ajuns eu, că nu m-am născut antreprenor, am fost și angajat, am fost și director general. Urmă să punctez câteva elemente care mi se pare esențiale și care, de fapt, sunt și comune, cred, tuturor proceselor și evoluțiilor de tipul ăsta. Mai întâi de toate, trebuie să vă mărturisesc că eu mi-am dorit, încă din liceu, dacă vreți, am dorit să construiesc și să coordonez și să conduc echipe de oameni. Deci, primul element în acest proces este să îți dorești. Dacă nu știi în ce port vrei să ancorezi, niciun vânt nu ți-e prea mic. Primul element este să-ți dorești și ați fi surprins să vedeți că totuși nu sunt chiar atât de mulți oameni pe cât vă închipuiți, care realmente își doresc să ajungă în poziții de conducere de top. Eu n-am ajuns de la început în poziții de conducere de top, am pornit ca agent de vânzări de la 50 de dolari salariu fix. Am vândut destul de bine, zic eu, și prin urmare am ajuns la un moment dat key account, adică aveam grijă doar de clienții mari, după cum știți. Și la un moment dat am ajuns director de vânzări. Deci, a doua etapă în acest parcurs, care este ăla eu, trebuie să îți demonstrezi expertiza pe un segment de business și capacitatea de a conduce. Deci asta e a doua etapă. Cu toate ce îți dorești, trebuie să ai o expertiză pe o zonă de business și să demonstrezi capacitatea de a conduce oameni. După care, ce s-a întâmplat? Firma a început să evolueze bine și ca volum de vânzări. Și atunci asta generează, în general, în companii, generează o problematică operațională. Da? Crește volumul și atunci e o presiune pe operaționalul companiei în a gestiona acest volum. Și dacă nu este gestionat bine acest proces, încep problemele de calitate. Unde se duc problemele astea de calitate? Păi se duceau peste echipa de vânzări și implicit peste mine. Și atunci am fost forțat de împrejurări, de conjunctură, să mă aplec asupra acestor problematici operaționale. Am căutat să le înțeleg, am căutat să le găsesc soluții și să facem lucrurile să evolueze mai bine. Asta, bineînțeles, că a necesitat o muncă foarte mare la momentul respectiv. Stăteam și până la 12 noaptea, sortam plicuri, împărțeam cu ei pe zone, în fine, tot felul de acțiuni care țineau de organizatorii companiei. Și așa am avut oportunitatea de a învăța operațional. Zona financiară, să spunem că aveam câteva cunoștințe despre ea, pentru că am formație economică, am absolvit ASEU, mai aveam ceva informații pe zona de HR, pentru că am condus organizații de tineret în studenție și chestiunea aceasta generează al treilea element important, și anume lărgirea expertizei pe mai multe arii care sunt importante într-o firmă. Deci trebuie să vii de la tine putere, nu neapărat să aștept să te numească cineva sau să soliciți lucrul ăsta, să cauți să-ți lărgești aria de expertiză și către alte zone care sunt importante într-o companie. Ăsta este al treilea element și de aici vine și al patrulea, dacă doriți, conjunctura. Trebuie să ai și conjunctura favorabilă ca să faci lucrul ăsta. Deci asta vine și conjunctura. Al patrulea element, mai puțin important, conjunctura. Urmarea chestiunii astea și a conjuncturii că directorul operațional a plecat din companie, acționarul de la acel moment m-a responsabilizat ca director general. Deci din nou a fost un element conjunctural, dar care s-a sprijinit pe o dezvoltare anterioară și atunci am ajuns în această poziție. Nu s-a încheiat povestea. Credeți că se termină aici, la
odată cu accesul în această poziție, mai e vreo etapă? Mai e o etapă care se numește demonstrarea capacităților. Adică odată ce ți-a fost acordată încrederea, tu trebuie să vii și să trebuie să demonstrezi că această încredere a fost meritată. Iar această demonstrație din poziția de director general nu poate fi făcută decât prin rezultate care se identifică în KPI până la urmă, prin rezultatele companiei, creșterea cifrei de afaceri, profitabilitate și așa mai departe. Sintetizând și concluzionând, pentru că vreau să las mai mult spațiu pentru întrebări, dacă sunt, în tot acest demers de la o zonă de middle management către o zonă de top management, etapele esențiale sunt odată să-ți dorești, a doua oară să ai o capacitate, o expertiză pe o zonă și o capacitate de a conduce un departament, al treilea, să-ți lărgești area de expertiză către mai multe componente ale firmei. A patra, zona conjuncturală. A cincea este această capacitate de asumare. Odată ce ți se propune, trebuie să-ți asumi riscul, trebuie să ai curaj. A cincea este curajul asumării responsabilității. Și a șasea este demonstrarea, prin rezultate, demonstrarea că poți să faci față încrederii care ți s-a acordat. Întrebări. Dacă există. Care dintre cele șase a fost cea mai grea? Cea mai grea este, cea mai work intensive, dacă vrei, este cea în care îți lărgești area de expertiză. Pentru că tu pornești, ca orice om, se pricepe la ceva. În cazul meu a fost vânzări. Da? Însă, după aceea, această trecere către operațional, care nu se face, știu eu, cu o motivație intrinsecă imediată, că nu e responsabilitatea ta, tu începi să cunoști alte departamente ale afacerii, până să ai un mandat, dacă vrei, în sensul ăsta, sau ce-i forțat de împrejurări. Și atunci trebuie să te informești și trebuie să muncești foarte mult și trebuie să te implici. Și aici e un consum de energie și un consum de timp extrem de mare. Această zonă de lărgire a expertizei, asta e cea mai dificilă. Dacă sunt întrebări? Nu sunt. Bun. Știu că lucrul era este foarte, foarte greu. Este o lucră acerbăt, în special cu timpurile și cu ce se întâmplă. Cât de mult este important în numele noastre inovație? Cât de important este? Trebuie să ai încuierat în ziua de azi, în care, după cum știți, sunt diverse provocări. Chiar ieri, una din firma intrată în insolvență, citeam în ziar. Diferențierea și inovarea sunt extrem de importante. Noi căutăm să aducem în piață mereu idei noi și modalități de abordare noi. Am lansat, dacă vă amintiți, și acel sistem de management al românezilor LOCO. Pentru că trebuie să fii diferit. Nu poți să te bați cu fancurier cu exact aceleași arme. În momentul în care fancurier are 70-80 milioane de euro cifră de afaceri, iar doi numai 2 milioane de euro, trebuie să te bați pe un alt teren decât cel pe care se bate fancurier. Atunci trebuie să te poziționezi și să inovezi în modul de a face lucruri. Noi suntem specializați pe curierat local și pe curierat cu livrare în aceea zi. Cum ai curaj când ai doar 2 milioane să te bași cu 80 de milioane? Păi ca o să nu te bați. Ca o să cooperezi pe cât posibil și să acoperi zone pe care ei le acoperă mai puțin. Pentru că o companie mică are zone pe care poate face față cu mai mult succes decât o companie mare. Pentru că circumstanțele sunt diferite. Atunci noi suntem mai atenți la detalii. Fancurier e mai liniar, face bani în volum și mai puțin de flexibilitate și adaptabilitate. Noi trebuie să ne accentuăm această capacitate, flexibilitate și adaptabilitate. Da. Bine, management și de progres. Care e cea mai mare greșeală din care ai învățat? Cea mai mare greșeală? Greșeală care ai făcut, din care ai învățat cea mai mare. Ce greșeală ai învățat și mai mult? N-am luat decizii de schimbare.
schimbare la timp. Adică am întârziat decizia de schimbare. Deci observ niște semnale care sunt negative, da, în evoluția organizației și trebuie să intervin mai repede decât care de oameni sau de strategie. Chiar că și de strategie. Nu, de strategie nu neapărat de oameni. De strategie în principal, că oamenii sunt faza lor. Mulțumesc foarte mult, Cătălian. Mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru prezentare. Și pentru că am început de dimineață să vorbim despre motivare și cât de importantă este, îl avem alături de noi pe Dragoș Ionescu, director general al Docentriz. Bine ai venit. Bună ziua! Vă mulțumesc că mă aflu aici. Sunt pentru prima oară când sunt aici, cum se poate vedea. După cum viața s-a putut vedea, am câțiva colegi în sală, care vă dorim unul sumele. Ok. De profesie sunt pilot. Am văzut mai devreme trei tipuri de manageri. De profesie sunt pilot. În prezent, deci am trecut de la a fi pilot la a fi vânzător. Probabil cea mai veche profesie de pe planetă. E discutabil dacă e cea mai veche sau a fost alta înainte, dar unii spun că a fost un schimb înainte de... Deci probabil că este una dintre cele mai vechi profesii din de pe planetă. Acum, ghinionul meu, asta este o scenă din Parable of Moses, în antiteză cu un lider pe care l-am văzut mai devreme. Ghinionul meu a fost să mă angajez în momentul în care compania la care lucrăm a dat faliment. Ghinionul meu a fost să mă angajez într-o companie extraordinar de interesantă. Mă gândeam să fac ceva temporar până când îmi găsesc din nou de lucru în aviație. Ce pot să vă spun este că provizoratul de regulă se permitizează așa, că trebuie să găsești, să faci bine ceea ce faci. Fiindcă s-ar putea să rămâi în compania respectivă mulți ani. Nu în prima companie în care am lucrat, dar în a doua companie în care am lucrat, am rămas foarte mulți ani. Compania s-a ocupat de echipamente de birou, de copiatoare, de printere, reprezenta mai multe brand. Zic că am avut ghinion, pentru că prima șansă de a pleca înapoi în aviație a venit după avea 5 ani. Și nu voiam să mă mai întorc în aviație, pentru că am găsit niște oameni foarte frumoși și o companie care mi-a arătat că, în afară de profesie și de meserie, sunt niște lucruri foarte frumoase care se pot întâmpla la serviciu. Și niște oameni care să te ajute să crești. Așa că am rămas foarte mult timp în compania asta și, ca și antevorbitorul meu, am trecut prin toate etapele. Și eu am fost, cred că voi rămâne întotdeauna vânză, management de vânză. În momentul actual sunt general manager al companiei. Ceea ce am reținut ca fiind important în compania asta și ceea ce m-a ținut pe mine în companie a fost faptul că, deși e o companie românească, un IMM, această companie m-a învățat că oamenii au nevoie, au aceleași nevoi, indiferent că lucrez într-o multinațională, într-o companie cu resurse foarte multe sau într-o companie cu resurse foarte puține. Oamenii își doresc aceleași lucruri de la companie și de la angajatori. Așa încât, ceea ce vreau să remarc este că e o greșeală ca un IMM să considere la noi în firmă nu este nevoie de... Și o să vă spun de ceea ce cred eu că e nevoie într-o companie, indiferent că este mică sau mare. E nevoie de valori și de principii. Valori și principii sună pompos și sună corporatist, dar nu numai corporațiile au nevoie de valori și principii, ci și companiile mici. Oamenii vor să se afilieze unor valori, vor să existe niște principii. Și la noi, în companie, pot să zic că principiile ne ajută să luăm decizii atunci când procedurile nu există. Deci dacă n-am o procedură, clientul meu vrea ceva și eu n-am o procedură să ofer, mă uit la principii. Și am un principiu care spune, spune, tratează-ți clientul așa cum vrei să fii tratat.
Deci dacă nu știi ce să faci, găsești un principiu care să te ajute. Cred că e o greșeală ca un IMM sau o companie să nu aibă valori și principii. Al doilea lucru, o companie trebuie să aibă misiune, adică ce faci tu ca și companie, viziune, adică unde vrei să fii în următorii 5 ani, și toți oamenii din companie trebuie să știe care sunt clienții tăi. Am auzit mai devreme un aport foarte important pentru oamenii mei de vânzări a fost faptul că le-am segmentat viața. Și care sunt clienții tăi. Și acum, ca să nu vă spun doar din experiența din această companie, este un studiu făcut de Gallup, care este făcut pe multe organizații, peste 80.000 de manageri, care arată ceea ce spunea mai devreme Madalina, că nu contează ceea ce crezi tu, ci contează ceea ce cred angajații tăi. Și urmează niște slide-uri cel mai plictisitoare din prezentarea mea, cel mai plictisitoare fiindcă au câte 6 bullet-uri. Dar altfel, sunt ceea ce vor toți angajații. Sunt 12 lucruri pe care orice angajat ți le dorește. Și dacă vreți să vedeți dacă sunteți un lider bun sau nu, faceți un survey cu angajații dumneavoastră și puneți-le cele 12 întrebări. Dacă au răspuns cu da la toate întrebările, sunteți un lider excepțional. Dar e plictisitor destul de multe, adică trebuie să pui multe întrebări angajaților. Angajații sunt motivați dacă știu ce se așteaptă de la ei. Angajații sunt motivați dacă compania le dă materialele și echipamentele necesare ca să-și facă job-ul. Și materiale și echipamente înseamnă inclusiv informații. Oamenii sunt motivați, și am văzut iar mai devreme în prezentare, dacă la serviciu au posibilitatea să facă zilnic ceea ce fac ei mai bine. Atunci sunt fericiți. Eu am fost fericit pentru că, fiind de profesie de pilot, am putut să fac ceea ce făceam mai bine la serviciu. În ultimele 7 zile am fost apreciat sau lăudat pentru că mi-am îndeplinit sarcina bine. Cât de des trebuie să-ți surprinzi angajații că fac lucruri bune? Asta este un răspuns. Bineînțeles că îi lauzi pentru momentele în care își depășesc limitările lor și când își depășesc lucrurile pe care le au de făcut și când vin cu inițiative. Nu îi lauzi pentru că nu și-au agresat colega de serviciu, pentru că asta e undeva la regulă. Deci nu-i lauzi pentru lucrurile care trebuie făcute, ci pentru ceea ce fac în plus. Superiorului meu sau unui coleg de serviciu îi pasă de mine ca persoană. Surprinzător, oamenii sunt motivați de așa ceva. Există cineva la serviciu care mă încurajează să progresez? Mai sunt încă 6 și managerii scapă. Eu cred că trebuie să fii întâi manager și pe urmă lider. Întâi trebuie să știi ce ai de făcut și să faci bine lucrurile ca manager și pe urmă poți deveni lider. Dar nu sunt foarte mulți care trec la pasul 2. Nu cred că poți să fii lider fără să știi ce ai de făcut. La locul de muncă, părerea mea contează. E un lucru care motivează. Misiunea și obiectivele companiei pentru care lucrez mă fac să simt că munca mea este importantă. Deci avem nevoie de misiune. Nu știu dacă am timp, dar misiunea și viziunea, știu un președinte de țară care m-a impresionat și numele lui este Kennedy, care a avut o misiune și o viziune pentru Statele Unite. Era un război rece cu rușii și misiunea și viziunea lui a fost în următorii 10 ani. Vom pune un american pe lună. Smart, un obiectiv smart, specific, măsurabil, achievable, s-a dovedit, ambițios și cu determinare timp. Ce era interesant legat de misiune și viziune, am văzut un reportaj de la NASA, în care oamenii erau intervievați. Care este rolul tău în organizație? Era pe Discovery, era un televizor mic al negru și era o televiziune foarte veche, cred că era ABC, care punea întrebările astea. Care este rolul tău în organizație? Eu lucrez în secțiunea de motoare, de partea de pompe, de combustibil. Și, ok, ce face echipa ta? Noi facem pompele pentru motoarele de rachete. Și care este obiectivul tău? Obiectivul meu este ca în 10 ani să punem un american pe lună.
A fost întrebat unul dintre viitorii cosmonauți. Care este misiunea ta? Eu în NASA mă antrenez fiecare zi. Sper să fiu echipa care va fi trimisă pe la vremea respectivă. Nu ajung să se revin măcar pe orbită, dar vină pe lună. Și care e misiunea ta? Misiunea mea este ca în 10 ani să avem un american pe lună. Sper ca eu să fiu acela. Și am văzut intervievat o femeie de serviciu. Ca să fiu politică corect, ar fi trebuit să spun persoană care face curățenie. Și tot așa i s-a pus întrebarea. Care este jobul tău? Jobul meu este de la stânga la dreapta, curăț coridorul ăsta. Și care este rolul tău în companie? Care trebuie să fie misiunea ta în companie? Nu chiar cu cuvintele astea, dar care e rolul tău în companie? Și omul mi-a spus, eu doresc ca prin munca mea în următorii 10 ani să pun un american pe lună. E amuzant, e extrem de amuzant, pentru, mai ales pentru noi care suntem bășcălioși, așa cum oameni. Adică la noi sunt bancurile cu femeia de serviciu care a fost abuzată la serviciu, pentru că nu au ce să facă. În stânga era perete, în dreapta era perete, nu au unde să fugă, pentru că în spate tocmai e foc securat. Și astea sunt bancurile de la noi care... Însă, realitatea este că organizațiile în care misiunea și viziunea sunt extrem de puternice și de la vlădită la opincă, toată lumea are ca misiune același lucru și crede în lucrurile astea, organizația respectivă câștigă un avantaj competitiv extraordinar. Noi suntem un IMM și principalii noștri competitori, unii dintre ei sunt în sală, sunt de regulă corporații multinaționale. Resursele noastre sunt mult mai limitate și cred că dacă nu exista acest spirit în companie și mentalitatea asta în companie, nu am fi reușit să fim în continuare în piață după 18 ani. Am un prieten bun la serviciu, se spune că este aproape cel mai motivant lucru pentru un angajat să aibă prieteni și mai ales să fie în bune relații cu managerul lui la serviciu. În ultimele 6 luni, o persoană de la locul de muncă a discutat cu mine despre evoluția mea. În anul care a trecut, am avut oportunitatea să învăț să mă dezvolt la locul de muncă. Sunt multe. Pentru un manager sunt multe. Pentru un lider, e un fel de checklist pe care ar trebui să ți-l aplici din timp. Dacă vi se pare interesante, suntem aici disponibili. Dacă vreți să vă trimit studiul Gallup, mie mi s-a părut interesant. Partea a doua, aș vrea să fac un disclaimer, o să trec foarte repede peste partea a doua, este doar o singură idee, nu este pro-taculezment, mă rog, este pro-taculezment, da? Dar vreau să subliniez o singură idee. Deci, printre brandurile cu care lucrăm, există un brand care comunică foarte simplu și foarte constant. Și cred că partea de comunicare e foarte importantă în management și în leadership. Deci nu numai că trebuie să știi, să ai viziunea unde vrei să ajungi, dar trebuie să și comunici eficient. Și o să vă dau un exemplu despre ce fac în general companiile. Companiile din printing, noi iar avem în sală o companie care comunică foarte bine. Nu despre este vorba. Comunică foarte bine și are un market share foarte bun. Dar multe companii din printing comunică în felul următor. Așa suntem noi, asta e gama noastră de produse, avem și produse mici, avem și produse mari, avem și A3, avem și A4, avem și color. E extraordinar de interesant. Noi așa nu v-ați luat un produs de la noi bazat pe această multitudine de alegeri pe care o aveți? E bine, compania aceasta care îmi place pentru un mesaj simplu, este Kyocera și mesajul lor simplu este te prezent în fiecare comunicat pe care îl transmit. De exemplu, de fapt, ceea ce diferențiază pe ei se numesc Kyocera de la Kyoto Ceramics, cum noi ne numim docenți, de la centrat pe document. Kyoto Ceramics face echipamente ceramice. Fac ceramice pentru toată industria de pe glob. Fac, de exemplu, soclu ceramic în care este implantat Intel. Deci dacă aveți Intel Inside, aveți Kyocera Inside. Deci, domeniul lor de excelență este să facă niște produse bazate pe ceramică, care produse sunt extrem de dure. Al doilea, cel mai dur material de pe planetă, este materialul din care e făcut cilindru imprimantelor Kyocera.
lucrul ăsta ar putea să fie interesant, dar este cu atât mai interesant cu cât este comunicat în fiecare etapă de către companie. Despre cilindru ți se spune lucrul ăsta, despre toner ți se spune, pentru că avem un cilindru extrem de dur, singura componentă din cartușul nostru, și cartușul nostru arată așa, este toner. Este un îmbeluș din plastic care conține doar toner. Nici o piesă din metal, nimic care să fie complicat sau greu de reciclat. Cam așa arată o facilitate de reciclare pentru un cartridge obișnuit. Asta e marketing, deja. A treia parte, zona de economie, care tot pentru că este strâng de dur cilindru, se face economie și există cel mai mic cost pe pagină și așa mai departe. Nu asta am vrut să spun. Vreau să spun că rezultatele sunt, și nu doar datorită mesajului, rezultatele sunt că într-o piață care este flat, produsele Kyocera au crescut de 3 ori în ultimii 3 ani. Ceea ce este o performanță neîntâlnită în piața noastră. Și asta datorită faptului că există un mesaj simplu și clar care este transmis de fiecare dată. Deci, după părerea mea, liderii trebuie să aibă nu numai viziune și carismă. Trebuie să aibă simplitate, claritate în mesaj, să-și ducă oamenii să creadă ceea ce cred și ei. Și din cele multe calități pe care le are un lider, cred că cea mai, după părerea mea, cea mai importantă este aceea de a avea integritate. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, Radu! Mulțumesc pentru prezentare. Vă rog, dacă aveți întrebări. Bună, Radu! Bună! Există vreo asemănare între o aterizare perfectă și încheierea unui contract? Oamenii de vânzări sunt niște oameni foarte chinuiți, sunt niște oameni foarte frumoși, sunt oamenii care iau 10 refuzuri pe zi și se bucură. Pentru cele 10 refuzuri au singură bucurie, când cineva semnează contractul. Pentru bărbații e mai ușor să trapiți meseria asta, fiindcă noi suntem obișnuiți cu refuzuri. Pentru femeie este foarte greu. Am câteva colege în sală pentru care este foarte greu să practice meseria. Ele nu sunt obișnuite cu refuzul. E adevărat că au și parte de mai puține refuzuri. Pentru piloți e important să aterizezi și să aterizezi bine. Și nu e la adevărat slide-ul acela pe care l-am văzut cu pilotul din care cădeau din barcă. În barcă, locurile cele mai bune alea sunt din spate, că nu sunt hocurile așa de mari. Și la avion nu cade nimeni. În spate. Da. Care sunt motoarele de creștere principale pentru creșterea de 3 ani la rând? Probabil că sunt într-un moment când ar trebui să știu, să zic că știu de ce creștem și iată care sunt lucrurile și doar datorită faptului că știm. De aceea am ajuns acolo. Probabil că există și o conjunctură. Probabil că contează și de unde pornești ca market share sau ca nivel de vânzări. Eu cred că un lucru important este modul în care comunică compania respectivă. Cred că al doilea lucru sunt niște servicii de foarte bună calitate care stau în spatele brandului acestuia. Dar ceva da. Deci, în ultimii 3 ani a devenit ceea ce cer clienții s-a schimbat puțin și noi am reușit să înțelegem ceea ce își doresc. Din cele 20 de lucruri pe care și le doresc clienții noștri, și cred că sunt mai mult de 20, primele 3 sunt vreau să-mi scădesc costurile, vreau să am control pe costuri și nu vreau să mă ocup eu de asta. Și probabil că am înțeles bine lucrul ăsta și dar pentru modestia care a răspuns. Nu mare. Mai sunt întrebări? Mulțumim frumos. Felicitări pentru prezentare. Și pentru că s-a vorbit mult și despre piloți, și despre arhitecți, și
despre pescari, ne facem din nou sau rămâne, să spunem, în zona de pescari, minaj și mai departe. Vă rog să ne primim un aplauz pe Dragoș Popescu, de la Diagma, care vorbește despre interes. Mulțumesc! Da, într-adevăr, m-am folosit de pretextul scrierii lui, cred că Michael la Brașov se numește, un capitan de vas american care a scris după o experiență foarte interesantă o carte pe care o recomand, se cheamă chiar așa, It's Your Ship. Pe de altă parte, pentru că suntem aproape de pauza de prânz, eu obișnuiesc să afișez cuprinsul ca să știți ce pierdeți, deci o să vorbesc, o să fac un pic de publicitate, după care o să facem o scurtă lecție de limba latină, o diagramă, am găsit o pene, dar am adaptat-o eu un pic, și patru povești. Încă ceva, 14.02, mie în general primele 5 minute dintr-o prezentare tremură vocea, deci o să vorbesc mai rar în această primă parte, în primele 5 minute. Și o să încep cu... încolo, nu? Ok. Acum aproape fix 3 ani am început o școală de business pe un format mini-MBA pe care îl țin împreună cu prietenul și colaboratorul meu, Marius Chienea, în care activitatea principală prin care se transferă cunoștințele e o experiență directă în conducerea unui business. Cei drept e vorba de un business virtual. Concret, participanții formează niște echipe și iau decizii legate de un scenariu de business pe care îl moștenesc. Și asta în competiție cu ceilalți participanți. Foarte interesant este că noi n-am crezut la început că e vorba de leadership aici. Exact cum vedeți, scrie program de dezvoltare a competențelor manageriale. Mai că la una dintre ediții a venit cineva la noi cu un laptop în timpul unei runde de simulare și ne-a spus: eu sunt în dezacord cu partenerii mei de echipă. Am făcut aici un Excel cu un alt set de decizii. Aș avea rugămintea, după ce rulez runda cu informațiile pe care le ai de la fiecare echipă, mai rulez odată și cu Excel-ul meu, că eu cred că o să iasă mai bine. Am avut prezența de spirit să-l întreb dacă la el, la firmă, era un antreprenor, proprietar unei companii, la el, la firmă, când anul fiscal, financiar, nu se încheie bine, are un Excel și mai bagă o dată datele, dacă nu-i convine. Și de-abia atunci omul a realizat despre ce e vorba și s-a întors la colegii lui de echipă și a încercat să negocieze, să-și impună împreună cu celelalte nuci tari, vă imaginați că acolo e vorba de oameni cu un anumit nivel de experiență, de competență, să-și impună măcar parțial deciziile pe care le-a luat. Se pare că tot revine în discuția de astăzi cuvântul ăsta de decizie la acronimizat și mai devreme Gabi. N-am reținut dacă Z-ul era Zare sau Zare. 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 Okay. Eu am să vă propun să-l împărțim un pic ca și mecanism de luare a deciziilor, pentru că, într-adevăr, ăsta pare a fi unul dintre principalele aturi ale unui manager și principalele responsabilități. Și hai să vedem cum facem ca deciziile pe care le luăm să nu fie întâmpinate de, nu știu, un membru al echipei care își face un Excel separat. Un prim mod de a lua deciziile, l-am numit, poate un pic glumeț, de Multibus, poate să fie și de NATO, depinde cine are cele mai proeminent sau după ureche. E vorba de, în limba engleză, educated guess. Da? Sunt situații în care nu avem timp de o analiză temeinică, însă luăm o decizie pe baza câtorva informații pe care repede le compilăm
și scoatem, hai să spunem, iepurașul din pălărie. De, pentru astfel de situație, cu siguranță e extraordinar de important și motivul pentru care se cheamă educated și nu doar chestul și lucru, este experiența persoanei care ia acea decizie. Și foarte probabil că un manager valoros se va folosi nu doar de experiența lui, ci va implica în mod participativ pe membrii echipei sale pe experiența lor, maturile pe care le au pentru luarea decizii. Un alt model decizional l-am denumit de gustibus. Ăsta se cheamă wishful thinking, că în engleză. Așa mi-ar plăcea să fie corect. Și cuvântul cheie, care de asemenea l-am auzit și mă bucur că l-am auzit repetat și astăzi aici, este viziune. Am o viziune, doresc să ajung acolo și reușesc să-mi capacitez membrii echipei atât de puternic, încât chiar dacă uneori situația nu e favorabilă, drumul parcă devine un pic mai drept, parcă devine un pic mai liber. În fine, un al treilea mod de a lua deciziile, l-am numit de algoritm, după o regulă, după un algoritm. Sau, dacă vreți, că sună un pic mai riguros, au proceduri. Câțiva dintre antevorbitorii mei au amintit de experiența din corporație și eu am avut o experiență consistentă în corporații. Poate am fost și colegul Gabi pentru o perioadă de timp. Aș vrea să vorbesc un pic despre proceduri, despre rolul procedurilor și a regulilor într-o corporație. Acum, am constatat că fac parte dintr-o minoritate. Cunosc foarte mulți antreprenori care provin din corporații și odată ce au ieșit din acest mediu corporativ, nu mai achiesează atât de tare la valorile din corporații, nu-și mai aduc neapărat aminte cu plăcere de perioada asta și intră în situație inutilă dispută în mediul antreprenorial versus mediul corporativ. Nu sunt deloc în acord cu această abordare. Eu am învățat foarte multe lucruri și în corporație și, între altele, am învățat și rolul procedurilor. O să vă dau un contraexemplu. La un moment dat, pentru organizația pe care o aveam în subordine, pentru echipa pe care o aveam în subordine, a trebuit să fac un prim review, un prim assessment de competențe, care era însoțit și de o potențială creștere salarială. Trebuie să vă spun că e vorba de o perioadă în care practica era ca la angajare să se ofere un salariu mai mic pe o perioadă de probă și după aceea, eventual, să se revină cu o creștere consistentă după 3-6 luni. Toate bune și frumoase. Omul de la resurse umane, care era remote, era un serviciu remote din Germania, mi-a trimis un Excel în care eu am completat foarte frumos toate elementele ce caracterizau performanța și evoluția membrilor echipei mele. Foarte bun Excel-ul, la sfârșit, la fiecare dintre colegi, a rezultat direct cu un procent care semnifica creșterea de salariu. Am avut o problemă cu colegul Vasile, la care creșterea de salariu era de $1.50. Vorbim de o perioadă în care totuși salariul colegilor mei era 6, 7, 800 de dolari. Și am încercat să vorbesc cu colegul de la Resurse Umane, care mi-a explicat foarte pe îndelete că Excel-ul e bun. Pentru că nu contest validitatea Excel-ului, numai că nu pot să mă duc la Vasile, zic că Vasile am 20 la bunătare. Aia bună ți-a crescut salariul, aia era cam de o bere. Asta într-o perioadă în care omul aștepta o creștere de salariu semnificativă, consistentă. Și după foarte multe discuții, după foarte multe
evoluții ale situației, într-adevăr am reușit să găsesc o variantă în care să-i construim Vasile o poziție, să-i inventăm practic o poziție la care se aplica un alt XL. Da? Și la care să nu existe acest efect puternic de motivare în faptului că, apropo, știți de ce ieșise lui Vasile un dolar jumate? Nu pentru că performanța nu era mai mică decât a colegilor, ci pur și simplu pentru că Vasile, spre deosebire de colegii de pe aceeași poziție, și-a negociat mai bine la angajare salariul. Altfel spus, el a plecat de la o valoare mai mare și formula din Excel îl a platizat atât de tare încât creșterea ar fi fost nesemnificativă. În fine, asta poate să pară o pledoarie împotriva procedurilor. Gândiți-vă totuși că la o organizație mare poți să-ți permiți să pierzi motivarea unui Vasile și Mădălina spunea ceva mai devreme că într-adevăr și sunt foarte de acord. Marile companii sunt construite cu mare grijă astfel încât să fie nu neapărat imune, dar mai puțin sensibile la greșeli. Acolo oamenii, într-adevăr, sunt mai ușor de locuit. Deci, pentru o companie mare e mai eficient și management înseamnă eficiență. E mai eficient să funcționeze cu un Vasile frustrat decât să depună un efort foarte, foarte mare să alinieze salariile cu așteptările fiecăruia când vorbim de sute sau mii sau zeci de mii sau chiar 200 și ceva de mii de angajați cât se avea compania la care lucram în perioada respectivă. În fine, cea de-a patra categorie, am scris-o și în spaniolă pentru cei care nu cunosc limba latină, în românește aș numi-o ca așa prea muștii mei. Da? Sunt foarte multe decizii care, aparent, nu au niciun fel de calcul, niciun fel de analiză în spate, ci exprimă, pur și simplu, o voință foarte puternică. Am văzut la un moment dat o statistică, era făcută cu 5 categorii și nu erau numite așa, dar cea care era echivalentă cu cea pe care o vedeți pe ecran, avea ponderea cea mai mare. Și nu întâmplător e situația asta valabilă, pentru că de cele mai multe ori lucrurile realmente spectaculoase, performanțele realmente deosebite în business, se fac prin asumarea unei decizii. E adevărat, nu te-am bou așa, dar e foarte important ca atât managerul cât și întreaga echipă să tragă în aceeași direcție. M-am întâlnit foarte mult cu lecția de limba latină, așa că nu mai am decât 2 minute, poate capăt încă unul, pentru diagrama pe care vreau să vă povestesc ceva. Probabil că știți, e un concept destul de mult răspândit, se cheamă leadership situațional, e vorba despre abordarea care ar fi potrivit să aibă un manager, un conducător de business, un conducător de oameni, în funcție de o configurație pe care oamenii echipei sale o au. Și configurația e dată de cele două caracteristici. Capacitatea, capabilitatea de a face ceva și commitmentul, angajamentul la face. Firește că acolo unde ambele sunt mici, ceea ce ne spune teoria este că vorbim de o conducere directivă. Directiv, se cheamă în engleză. Domnul Titi are 2 hoteluri în România, mari și frumoase, sau cel puțin aveam la începutul anului ăsta. Domnul Titi a fost în excursii peste hotare și a stat în hotelul de lanț și a aflat că cei de acolo folosesc un checklist ca să fie tot în ordine cu serviciile hoteliere, cu camerele, cu micul dejun și cu toate celelalte. S-a făcut un astfel de checklist, de pentru care într-unul dintre hotelurile lui, am o poză pe Facebook, n-am găsit azi dimineață ca aș fi arătat-o, un metru pătrat de podea, sub patul din stânga, în fiecare cameră cu patul duble, nu este niciodată curățat, era plin de praf. De ce? Pentru că procedura, regula pe care el a stabilit-o, checklist-ul ăla, prevedea ca
doamna Milica, care era șefa femeilor de serviciu, persoanelor de serviciu, nu? Așa. Să parcurgă un anumit traseu cu MOP-ul și să le învețe și pe colegele ei să facă același lucru. Da? E, probabil că dacă doamnei Milica i s-ar fi spus fă-ca la tine acasă sau gândește-te că e casa ta, poate că n-am mai fi găsit acel pătrat sub patul din stânga cu praf. Atunci când angajamentul este mare, omul vrea, își dorește să facă ceva, numai că n-are neapărat capabilitatea, instrumentul cel mai potrivit poartă generic numele de coaching. Sergiu este unul dintre cei mai talentați oameni de vânzări pe care i-am cunoscut. Din păcate n-a lucrat niciodată pentru mine, ci pentru o companie prietenă nouă și vinde de foarte multă vreme echipamente industriale. La un moment dat, șeful lui, care mi-e bun prieten, ne tot spunea că Sergiu se întoarce tot mai trist de pe teren și că performanțele lui nu mai sunt cele din totdeauna. Și la un moment dat am fost la sfârșitul unui curs pe care l-am făcut împreună și am avut o discuție. Practic, ce se întâmpla e că el se făcea prieten, avea abilități excelente de a stabili o relație interpersonală cu potențialii clienți, însă nu finaliza, nu încheia afacerea. Și după o discuție mai lungă, Sergiu, aproape cu lacrimi, cum se cere clientului mai mulți bani pe piesa asta de schimb, că e una și aceeași fierotanie, și poate să o ia la aproape jumătate de preț la aftermarket, la second hand. Și i-am explicat împreună cu șeful lui, Sergiu, că de fapt ceea ce vinde el nu este acea fierotanie, și ceea ce plătește clientul este confortul de a avea pe cineva ca Sergiu la dispoziție oricând să-l ajute să-și rezolve problemele. Dar abia atunci când el a înțeles lucrul ăsta și-a dat seama, de fapt, care e obstacolul, care era firește doar în mintea lui, peste care îi era foarte greu să treacă. Guess what? Peste câteva luni, Sergiu a primit libertatea să-și stabilească singur prețul. Da? Marius, șeful lui, i-a spus, dacă vrei tu să te dai pe gratis, dă-te pe gratis. Da? Serviciile tale și confortul pe care tu îl dai clientului. În fine, sau nu chiar în fine, în brevine, atunci când capabilitatea este una la nivel ridicat, însă nu există motivație, aici mergem pe un tărâm extrem de instabil. Pentru că oamenii pot fi motivați de diferite lucruri. Mie îmi place să spun că există cel puțin două sau trei chiar categorii de investitori într-o afacere, într-o companie. Oricât ar fi de mic, oricât ar fi de mare. Sunt investitorii care au pus bani și pe care îi numim acționari și shareholders, și sunt alte două categorii de investitori, unii care pun timp și efort și alții care pun creativitate. E evident că angajații unei organizații se numără foarte des printre celelalte două categorii. E, ca și prima categorie, cea de-a doua categorie și cea de-a treia categorie de investitori, vrea să primească lucruri înapoi. Și acele lucruri pe care le caută și le așteaptă, intră la capitolul motivație. O companie mare din zona de fast moving, dar nu cea mai mare, era pe locul 2. Și a schimbat la un moment dat mai mulți directori de vânzări. A venit un director de vânzări care a instalat un sistem de surveillance care folosea GPS-urile instalate pe mașini și care, la un moment dat, se gândea să-și facă un fel de pupitru și să știe exact ce face fiecare dintre oamenii de vânzări la fiecare pas. N-au fost atât de bune rezultate. Povestea e mai lungă sau mai
derulat niște inițiative. La un moment dat, manager de vânzări a fost numit Artur, care fusese un reprezentant de vânzări zonal, care a făcut următorul lucru. A oprit sistemele de GPS. A comunicat asta foarte bine și oamenii din echipa lui, deodată, au început să dea alte rezultate. Intuiți de ce? Pentru că pentru ei, oamenii de vânzări sunt niște oameni competitivi, sunt niște fiind independente, care, dacă urăsc ceva... Te rog să trebuie, țin Dragoș, am putut și poate. O să te rog să trebuie. Care, dacă își urăsc ceva mai tare pe lumea asta, este exact supracontrol. Și, în fine, cel de-al patrulea, cadran, e cel în care ar trebui să te legă. Și ultima poveste și cea mai scurtă pe care am să vă spun, mare pe mine ca personaj central. La un moment dat, aveam în echipă un coleg care era extrem de competent, extrem de priceput, extrem de implicat, însă era un pic, hai să spunem, mai dezordonat. Își lăsa lucrurile după ce termina treaba de la birou, în dezordine pe masă, calculatorul deschis. Vă imaginați, vorbind de companii care au informații confidențiale și materiale confidențiale de protejat. La un moment dat, după ce am spus o dată, de două ori, de trei ori, n-am reușit sub nicio formă. Într-o seară am ajuns la birou, am găsit toate biroul, toate pupitrele în ordine, mai puțin pe lui Alex, că așa se numește, și mi-a venit o idee. Am luat o foaie pe care am scris mare Confidential Proprietary, am pus-o pe, i-am pus toate bibliografiile în mijloc, în spațiul lui de lucru, le-am legat cu scoci bine, bine și cu foaia deasupra, da? Gândindu-mă că o să-i dau o lecție. După care m-am așezat la calculatorul lui și am scris un e-mail către șeful meu, în care am scris, întrucât în repetate rânduri nu am înțeles să respect regulile de protejare, de confidențialitate și așa mai departe, doresc să fiu penalizat. Da? Și am trimis-o către șeful meu cu CC la mine, da? De la el. Bineînțeles că a doua zi dimineață la birou m-a făcut că nu știu nimic. Ăsta bufnea supărat că trebuia să-și desfăciuiască toate documentele. Însă, surpriza cea mai mare am primit-o de la șeful meu, care i-a scris lui, dar tot cu CC la mine. Alex, sunt convins că Dragoș m-a fi de acord, că ești cea mai potrivită persoană să te ocupe de confidențialitatea informației și securitate în biroul din România. De, am rămas cu lecția asta și o să închei transmițându-vă un gând. Dacă veți reuși ca angajaților voștri să le spuneți, sau colegilor, membrilor echipei voastre să le spuneți, don't ask for permission, ask for forgiveness, cred că rezultatele pe care le puteți aștepta de la ei vor fi maxime. Mulțumesc foarte tare! Te rog, dacă se poate să intrăm la pauză, pentru că am depășit foarte mult timpul. Și am să vă rog dacă aveți pentru dragă și să vă abordați imediat acum sau în pauză. Urmează o pauză de masă și aș vrea să vă rog să revenim la 15 și 15 minute. Avem o sesiune specială pentru cei care au mai fost la noi la inovație. Daniela Mazavan a mai fost în România. Este un vizionar, este un român care a reușit să facă istorie și în Barcelona și în Berlin și care poate să ne învețe și ne ajută să ne desenăm singur viitor. Atunci când nu mai știm ce se întâmplă în mine, când nu mai știm care sunt tendințele și nimic nu mai este sigur, există design thinking. Așa că, poftă mare, pauză bine meritată și ne revedem o sesiune mai mult decât specială. Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru dați la noi.